Începeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și în fapte 1 cu 8 spune, și veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la marginea pământului. Vreau să spun din nou, puterea nu este tot mântuna cu Duhul Sfânt. Asta se poate vedea în fapte 10 cu 38. Haideți să deschidem acolo, la fapte 10 cu 38. Unde face clar diferența dintre Duhul Sfânt și putere. Să citim. Cum Dumnezeu a unit cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Căci Dumnezeu era cu el. Vedem în acest verset că vorbește despre două ungeri și vedem de asemenea și distinția clară dintre Duhul Sfânt și putere. Prima ungere este botezul cu Duhul Sfânt. A doua ungere cu putere este botezul cu foc. De ce spun asta? În fapte 2, 2 și 3, în ordinea întâmplărilor scrie că limbile de foc care s-au așezat câteodată pe fiecare din ei se întâmpla în urma sunetului ce a venit din cer în care se afla Duhul Sfânt. Și au umplut toată casa unde ședeau ei, nu numai o cameră, ci toată casa. Și dacă Duhul Sfânt care se afla în sunet a umplut toată casa, nu doar camera, oare Duhul Sfânt nu a umplut el și toți oamenii care se aflau în acea casă? Cu siguranță că Duhul Sfânt a umplut și toți oamenii care se aflau în acea casă. Ungerea, umplerea sau botezul sunt aceleași, sunt tot una. Să mergem la un împărat 19 cu 12, să deschidem și să vedem ce spune acolo. Un împărat 19 cu 12. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Din acest verset deducem că Domnul era în susur blând și subțire. Care acel susur blând și subțire este Duhul Sfânt. Vedem aici că Domnul Duhul Sfânt se află în sunet și nu se află în foc. În acest verset facem distinția clară că în fapte 2, de la 2 la 4, Duhul Sfânt se afla în sunet și nu în foc. Și de asemenea vedem clar că Iisus Hristos botează cu Duhul Sfânt și cu foc. În Matei 3, 11, vedem că botezul cu Duhul Sfânt este urmat de botezul cu foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă. Dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt prelipsit de securea încălțămintelor, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Este nevoie de primul botez, cel cu Duhul Sfânt, pentru a primi al doilea botez, cel cu foc. Deci botezul cu foc este ungerea cu putere pentru a sluji, a mărturisi pe Hristos, a face bine, a vindecat pe toți cei îndrăciți, conform cu fapte 10 cu 38. Scrie acolo, Iisus din Nazaret, adică despre Iisus din Nazaret, cum a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere pe acesta, care a umblat făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Și în Luca 24 cu 49, și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Voi ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Botezul cu foc este pentru slujire, am putea concluziona de aici. Dar de asemenea, în Vechiul Testament, în Psalmul 104 cu 4, se reconfirmă asta. Să citim. Din vânturi îți faci soi și din flăcări de foc slujitori.
Botezul cu foc de la Rusalii, peste cei 120 de oameni care s-au manifestat prin limbi de foc, care s-au așezat pe fiecare din ei, a fost și este pentru slujire. Repet din nou, botezul cu foc este pentru, doar și numai pentru slujire. Deci la prima întrebare am răspuns. Botezul cu foc, da, este ungerea cu putere și este pentru slujire. La a doua întrebare să-ți răspund însuți, fratele meu și sora mea. Adică am primit eu botezul cu foc. Te rog, pentru a-ți răspunde, gândește-te la asta. M-am rugat eu pentru îndrăciți, s-au ieșit afară grații. M-am rugat eu pentru bolnavi, s-au fost vindecați. Am eu o foame și o pasiune arzândă să împărtășesc ei cu Iisus Hristos și să-L vestesc pe Iisus Hristos celor ce nu-L cunosc. În Luca 24, cu 32, citim. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Asta înseamnă pasiune după cuvânt, să-ți ardă inima când îl citești. Doresc eu cu tot din adinsul să fac bine. Am avut un timp în viața mea când am slujit în unul din aceste moduri. În urma acestei analize proprii îți vei răspunde la întrebare. Și răspunsul la treia întrebare trebuie să stărui în rugăciune. Răspunsul este da, deoarece asta e scris și în fapte 1 cu 14. Toți acestea, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Pentru a primi botezul cu foc, dacă nu l-ai primit acest botez cu foc, adică ungerea cu putere, și îți dorești din toată inima să fii botezat pentru a sluji cu el, este nevoie să stăruiești în rugăciune. Roagă-te lui Dumnezeu pentru acest botez cu foc, adică ungerea cu putere, și Domnul Iisus Hristos ți-l va da, dacă l-ai primit. Și acest foc arde mărnit. Roagă-te să fii reumplut cu foc. Domnul Iisus să facă din nou acea flacără să fie o vâlvătaie în tine. În fapte 8, de la 18 la 19, citim. Și Simon, văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând, dați-mi și mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Simon Vrăjitorul și-a dorit această putere, numai că el a vrut-o să o cumpere cu bani pentru câștigul lui mărșar. Menționez din nou că Duhul Sfânt nu este o putere, ci o persoană din Sfânta Treime Dumnezeiască. Vedeți și aici, ei aveau o putere pentru a da Duhul Sfânt, prin punerea mâinilor. Acea putere era botezul cu foc. Dacă Simon, care era rău și dorea să o folosească pentru interesul lui personal, cu cât mai mult noi trebuie să dorim ungerea cu putere, care este botezul cu foc. Botezul cu foc îl primim de la Domnul Iisus Hristos. El este Cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc, și numai El. Dar numai în urma, ori în același timp cu botezul cu Duhul Sfânt. Vedem asta din Fapte 1 cu 8 și Matei 3 cu 11. V-am vorbit data trecută din predica despre sângele lui Iisus Hristos, despre faptul că în perioada Vechiului Testament, atunci când era aplicat sângele, focul apărea. Când Abel a aplicat sânge, focul a venit. Când Moise a aplicat sau a pus sânge pe acel sânge, focul a venit. Când Ilie a aplicat sânge, focul a venit. De asemenea, vine și ungerea, care este slava lui Dumnezeu.
În perioada Noului Testament, de la înălțarea lui Iisus la cer și până la Rusalie, timp de 40 de zile, ucenicii au aplicat sângele și focul a venit. Ucenicii nu știau pe atunci despre aplicarea sângelui prin credință.